În perioada 28 aprilie-2 mai 2023, în județul Iași, polițiștii locali vor desfășura acțiuni pentru a menține ordinea și siguranța publică în contextul celebrării Zilei Internaționale a Muncii. Aceste acțiuni vor fi orientate spre asigurarea siguranței cetățenilor și menținerea ordinii publice, în special în locurile aglomerate și zonele de agrement. 1 mai este o zi deosebită. O zi în care Primăria Municipiului Iași a organizat activități în zona Ciric și ca în fiecare an ne-am organizat astfel încât orice manifestare în spațiu public de 1 mai, dar să nu uităm că avem și weekendul, sâmbătă, duminică, ele sunt cuplate, sâmbătă, duminică, luni, cu efective, nu aș spune mărite, dar cu efective suficiente, astfel încât să acoperim toate zonele de picnic, toate zonele vizitate, Parcul Copou, Parcul Expo, Grădina Botanică, zonele unde se supraaglomerează și din punct de vedere al prezenței populației, dar și din punct de vedere al vehiculelor. Și știm asta că în weekend zona Copou este supraaglomerată. În această perioadă, peste 150 de polițiști vor fi prezenți zilnic pentru a asigura ordinea publică, inclusiv în ceea ce privește ordinea rutieră și investigațiile criminale. Polițiștii rutieri vor desfășura activități pentru a preveni excesul de viteză și pentru a reduce riscul de accidente. De asemenea, aceștia vor fi prezenți și pentru a coordona traficul rutier. Prin aceste măsuri și prin eforturile autorităților locale, se urmărește asigurarea unui climat de siguranță și liniște publică în perioada sărbătorilor legate de Ziua Internațională a Muncii, pentru a oferi cetățenilor posibilitatea de a sărbători într-un mod pașnic și fără incidente neplăcute.